Salutare, dragi prieteni! Cu dragii echipă să prezea la tine acasă din orașul Fălești, se deplasează astăzi în satul Struzeni, raionul Rușcani, la solicitarea unor oameni dragi ce vor să-și felicite omulețul scump și deosebit de aici de acasă ce face frumoasă vârstă de 20 de ani. Eu, Olesia Paladea, am astăzi menire de a aduce flori frumoase unui suflet de omuleț care împletește astăzi în buchetul vieții cea de-a 20-a floare. Și venim aici din partea mătușii Cornelia, din Cehia, care astăzi la frumoasă sărbătoare nu este lângă cea mai scumpă și minunată nepoțică. Nepoata Roxana, care alături de mămica ei, Cornelia, se alătură și ea la frumoasă sărbătoare. Din când le cunoaștem, Roxana trebuie să fie aici, lângă omageată, sărbătorind și primind oamenii dragi astăzi, care au posibilitatea să deschidă portiță și să spună Alexandrei la mulți ani. Și desigur, cei doi bunei care se alătură la frumoasa surpriză astăzi, vor din suflet să spună minunate nepoțele la mulți ani. Noi, echipa surprize la tine acasă și eu, Olesia Palagi, nu-mi rămâne altceva decât să mă îndrept spre Alexandra Gavriliuc, din partea oamenilor dragi, la solicitarea oamenilor dragi, cu cea mai mare căldură sufletească care încerc de fiecare dată să o duc omageaților mei spre care merg să le spun la mulți ani. De fapt, să le cânt la mulți ani, căci noi cu dumneavoastră deja am făcut un obicei frumos. Să cântăm la mulți ani oamenilor dragi și să lăsăm cele mai frumoase, cele mai sincere emoții de suflet și amintiri de neuitat. Haideți cu noi, dragii noștri! Și băieți adună, avem de băut, avem și muzică bună. Gălăgie în bloc, fetele mai sus pe masă, vecinii nu dorm, e ziua mea și nu pasă. La tine acasă. Sunt Olesia Paladi și astăzi am o misiune frumoasă de a veni în fața ta cu flori frumoase, dar cel mai sincer la mulți ani care putea să răsune astăzi în partea oamenilor dragi. Eu nu-i cunosc, îi văd pentru prima dată și cu siguranță și ei pe mine. Pentru că în satul dumneavoastră suntem pentru prima dată, în raionul Rușcani nu prea. Am mai fost spre oameni dragi, am deschis portița și am făcut emoții frumoase și am lăsat niște filmulețe care rămân amintirea în palmaresul familiei oamenilor omageați. Astăzi cineva drag ne-a chemat și spre tine. Să te cunoaștem. Știm foarte bine că ești o fată deșteaptă, ești o fată frumoasă și ne convinge. Și plus la asta ești o fată care ai deja foarte multe reușite în spatele tău. Căci azi, cei 20 de ani, cel jubileu frumos și minunat, te găsește înconjurat de oamenii dragi. Te găsește cu un bagaj frumos de reușite, de excelențe, acumulate pe parcursul acestor două cifre frumoase, 2-0. Zi-mi, te rog frumos, Alexandra, dacă tu intuiești, din partea cui venim noi, că îți dai seama bine că nu venim de inițiativa noastră, nu putem să știm unde sunt sărbători frumoase în casa oamenilor dragi din Republica Moldova, deci venim la solicitarea cuiva și la rugămintea și dragul cuiva față de tine, e noapte mare. Mătușă? Ei, nu interesant așa, nu, ne mai târguim! Noi, într-adevăr, da, glumiesc, desigur. Nu știu ce, eu aveam așa o siguranță că tu din start să-mi spui că este vorba despre mătușa ta, Cornelia. Dar mai sunt oameni, dragi, în lista mea, care vor și ei să fie numiți anumit de tine. De cea omageată, de cea dragă sufletului, deci hai încetșor să depunem firul întrebării mele, să mai adăugăm încă 3 minuți. Lângă Cornelia, ce ai? Așa. Pomăși druga să audiți, pomăși zala, cum sunt? Verișoara. Așa. Bunie. Așa. Bunielu. Bunielu. Ia, uite, am zis că am trei. Uite, acum i-am spus pe toți, sunt buniei tăi, ce minunat și ce spun că te iubesc la infinit. Este verișoara ta, Roxana, și uite, Cornelia, nu colas la sfârșit de listă.
dar am mai multe de spus despre ea. De asta și-am lăsat-o așa ca să accentul să cadă foarte intens pe ea, dar până ați spune tot ce a vrut această doamnă minunată și superbă să-ți transmită și acești oameni care s-au alăturat la surpriza frumoasă alături de ea, vreau să-ți mânc frumosul buchet, ales chiar de ea, cu drag pentru tine, ginga și ca și tine, colorat, frumos, să-ți fie și viața colorată, minunată, frumoasă și uitați cum ne-am asociat noi cu cifrele cele de piperie. Fără să știm ce cifre să ai tu în casă, noi venim și noi la fel cu aceste culori frumoase pentru tine, cu drag. Uite, avem aici un parfum. Să miroși frumos la gingășie, a frumusețe, dar în primul rând să miroși a suflet frumos, a om frumos. Căci acest miros în viața asta nu se demodează niciodată. Și indiferent de anotimp, și indiferent de haina care o purtăm, și indiferent de straile care le punem pe noi pentru o sărbătoare oarecare, parfumul pomenii să persiste întotdeauna pe tine, în ochișorii tăi și în jurul tău. Uite, acești oameni dragi frumoși au apelat la noi și ne-au oferit încredere anume nouă. Le mulțumim din suflet, nu-i cunosc nici pe cei care au apelat la noi. Dar, așa, sunt pe aici, da. Eram anunțați că buniei sunt aici, Roxana la fel trebuie să fie undeva pe aici. Doar ea, Cornelie, ne privește de acolo de departe, dar cu mare și mare regret că nu poate să fie astăzi lângă tine. Noi cunoaștem așa niște informații și îmi spui tu, te rog, dacă sunt adevărate, poate pot să greșesc eu, așa fiind a patra, a cincea gospodării pe ziua de azi, putem și noi să mai omitem câte ceva. Ne-a spus așa, ea pentru noi nu este Alexandra, ea este Sandia. Noi o iubim foarte mult și este cel mai important și scump omuleț, pentru că este prima nepoțică apărută în familia noastră. Dacă am spus că buniei te iubesc la infinit, și tu ești raza lor de soare, și tu ești speranța lor, care deja a început încetişor, încetişor să dea raze frumoase, această speranță, care încă o să lumineze foarte, foarte puternic pe parcursul vieții, căci e o mare încredere în tine. Și plus la asta că atunci când este încredere, este una. Dar când știi ce ai educat, când știi din ce familie și câtă dragoste este aici, în pereții acestei gospodării, și în viața ta, cu siguranță vor fi toate foarte bine și foarte frumoase. Dar Cornelia a mai spus așa, doamna Cornelia, am crescut-o de micuță și o iubesc la infinit. Este minunată, este scumpă, este dragă, este frumoasă, este gingășă. Și dacă nu i-am dat naștere eu aici o simt ca al meu. Și astăzi, când această vârstă frumoasă, al doilea jubileu din viața ta, căci la 10 anișori au fost primul, acum bate al doilea jubileu, cei 20 de anișori frumoși, când încă ai atâtea uși în calea ta să le deschizi, să cucerești, să îți făurești un viitor frumos, cu siguranță încă ghidată de oamenii dragi care te iubesc. Căci atunci când suntem tineri, noi așa ne pare că știm multe. Și uneori cicălelele oamenilor dragi în jurul nostru așa ne mai plictisesc. Și nu mai avem răbdare să ne lasă toți în pace și să facem noi cum vrem. Dar trec ani și ne aducem aminte de fiecare om care stă în stânga și în dreapta noastră și ne ghidează și ne vrea binele. Și câte ori ridicăm capul acel și spunem, Doamne, mulțumim. Mulțumesc pentru acești oameni minunați care nu puteau să fie mai minunați decât acești care i-am eu aici la sufletul meu. Să-i prețuiești, să-i accepți cu cicăleni, cu învățări, cu dragostea lor nemărginită. Poate uneori care te copleșesc prea mult, dar este cea mai minunată care poți să o primești doar de la oameni care te iubesc cu tot sufletul meu. Noi te aplaudăm cu drag. Aceste emoții, această euforie frumoasă din ochișorii tăi să persiste te uiți aici la fel cu ochii ăștia frumoși și luminoși, plini de emoții frumoase și lași și ei un mesaj. Dacă ne vede de acolo, această registrare o să păstreze amintire frumoasă vie pentru tot parcursul vieții voastre. Eu am emoții foarte mari, dar mulțumesc din suflet, iubesc foarte mult și te aștept acasă. Uite așa, sunt cuvintele de bază care sunt adresate de fiecare dată de la cei omageați de aici de acasă pentru cei de departe. Și cei de departe cu siguranță nu așteaptă altceva. Că le se spune de aici, dintre oameni dragi, de tăreții, case, pline cu amintiri, cu mese întinse, cu multe zâmbete, cu multe momente frumoase petrecute împreună, când se spune, aștept acasă, să vii acasă. Nu știu, doamna ne privește sau ne aude. Cu siguranță o să confirme în sufletelul ei, ne auziți. Cu siguranță nu poți fi ceva mai frumos decât de aici, de acasă, dintre cei mai minunați oameni ai dumneavoastră, să se spună, veniți acasă. Noi vă mulțumim din suflet și dumneavoastră de încredere. Și îmi face o deosebit plăcere că ne-ați deschis astăzi, prin această surpriză frumoasă, porțile localități Turzieni, să facem cunoștință cu un grup frumos de oameni. Și sunt ai tăi. Sunt dragi sufletul, pentru că au venit rând pe rând fiecare să te felicit și să-ți faci o emoție frumoasă. La mulți ani. Și mai am un moment care vreau să-l menționez aici.
te felicită finisarea colegiului. Și nu, așa avem informații. Uite, vezi, ai adunat azi oamenii dragi ca păhărelile să ciocnească în pună pentru un motiv frumos și deosebit. Deci, am zis, ai uși frumoase să le cucerești, ai un drum frumos și lung în viața ta, care încetișor, an de an și în fiecare zi, să-ți părești pe cale vieții câte un moment frumos. Pentru că este drumul vieții tale și viața este una și să nu lași nicio clipă să treacă și să zboare din viața ta fără să faci ceva frumos, fără să-ți părești ceva frumos. Și în ultimul rând, să fii recunoscătoare vieții pentru părinții care ți-a dat, pentru educația care ai primit-o, pentru această casă frumoasă care te-a încălzit până la acești 20 de ani și cu siguranță în orice colț al lumii n-ai pleca, este unica casă și sunt unicile uși și a casei și a inimii lor care vor fi deschise pentru tine, indiferent de ce vârstă ai sari. Și atâta timp cât ai mama și tata, ai să te numești copilul. Și cu siguranță o să confirme mama. Și la 60 tot fetița mamei o să spun. Așa, să fii sănătoasă și noi vă urăm o seară frumoasă tuturor. Mulțumim din suflet că ne-ați încurajat cântând la mulți ani alături de noi. Cu aplauze frumoase pentru această domniță minunată. Să aveți bucurii din partea ei. Pentru că, cu siguranță, dacă sunteți aici, este și pentru dumneavoastră, pentru fiecare parte, câte un om drag. Fie că e fenuță, fie că sunteți nani, bunei, mătuși, moși, vecini, nu știu, este omul drag. Să vă împăcați, să vă înțelegeți, să vă întâlniți. Vă rămân cu pace și voie bună. Seară frumoasă la toți. Și nu pasă.